desecar. Eu v-am spus de timp, din canalul desecar, eu ridic asupra, le-am dat întrebare și am mai ridic o dată. Asta e, canalul ăsta e ca un filtru, cum spune rusul, grupa acestie. Adică atâtea zoile știe ce vin de pe drumul, când chic ploile, se duc și plâng în canalul ăsta. Așa, până direct de la pravlenii cum era înainte și până încolo, scurg tete zoi, unul schit, unul de toți care, atât curge acolo. Și acolo se face un fel de filtru, el se... Eu după părul Dumnezeu să alerg, că mă dat în casă la oameni și aia le-au spus că eu aduc toți oameni și iată, că nu tot m-a luat în acolo sunt mulți oameni. Le-au spus că odată în 5 ani, canalul și ăla să fie, vă dau lucruri în casă, dar să fie disecat. Adică noi, dacă mai lăsăm acolo, vdiți acolo, acolo s-a făcut așa un strat de vodeală proaștă, nu știu, șerbe, tot șerbe. Poate să te iei epidemii în orice moment. Noi dar suntem vaccinați acolo, dar poate să te iei în orice. Avem imunitet acolo, dar poate nu de glumit, în contul nu poți să aștepte ceva, poți mai aștepte, dar acum trebuie urgent disecat. Eu am întrebat pe domnul Moise, eu așa și nu pot să-mi dă el întrebat, ce nu se ocupă, 600 de litri motorină au fost alocat pentru disecat. Deși totuși, eu știu ce răspuns ca să dau la oameni. Ajunge Vasile. Băi, sunt și apă, măcar a fost vorba și e putul, măcar sunt și apă de apă. Îți contribui, măcar. Băi, îți contribui și tu, și eu, vezi, tu ești tot de acolo. Dar cum nu ești? Pentru că am votat 500 de lei. Eu nu știu. Care mă dau, vreau să faci tot într-o oară. Domnul Povănescu, noi am votat anul acesta. Este. Decizia este destul. Am votat într-o oră. Nu mă trebuie să măsuri. Singur răspunde și eu am zis. Domnul Dudă, mai punem o consultă. Domnul Consiliu, dacă vorbim că v-am dat niște pietriși acolo și am invitat anul ăsta pentru anul trecut, nu ziceți că nu vă tragem atenția, că nu sunteți numai singur un consilier și un sector. Așa a fost, nu? Așa a fost. Da, pietrișul, da? Da, da. Cine-o pătrit? Pietrișul și transportul. Dă-ți te rugăm cu Petrișul ăla, eu vă spun că Neva se promenează să toți o bani și aia. Dar dacă e vorba că toți o bani și aia, să întoarceți și dumneavoastră banii care s-au făcut asfalt în partea și aia. Până acolo. S-au dus aici în niște Petriși pentru... Banii cei care... Spui de 900.000 de lei sunt totale și bani. Domnul Consiliu, banii cei care am adus eu acolo, nu mi-am adus din bugetul local. M-ai înțeles? Dar de unde s-au adus? Am de altă întrebare. Dar și aici s-au plătit dumneitare drumul acolo, l-am plătit din bugetul local. S-au dat 5 camaturi de pietriș și acolo oameni și s-au dat 5 camaturi. Dar 5 camaturi de pietriș, acolo sunt 60 de toane de pietriș. Nu știu, nu ți-aș așa. Cum știu? Cu 12 ani că ți-l-am plătit. 12 ani de lei, cu 12 ani. S-am gândit și atâta vă spați când sunteți mulțumiți. Domnul Consiliu. Păi nu! Atunci atunci la Mihai nu poate. Primar, eu fără sfată. Dacă ați stat, o să înceapă probleme, este așa. Au fost niște bani alocați, 1 milion și ceva de la bugetul, de la raion. Și eu nu știu așa, totuși nu înțeleg. Dacă e vorba de așa, de acolo a fost alocat cap de locuitor. Dar eu vă spun, în partea grilei nu s-o adus-o streamță. Dacă luați bucata astea de la școală, începând lumină noi, tăte drumul și aia după acolo, la ea ca la dat, să-l spun, ca de acolo, acolo sunt doar de-n cap, și nu-ți face nimic pentru grilevia. Dar s-au lăcat, au câte o atâția bani pentru fiecare locuitor. Stăvălac, s-o 120.000, la grilul s-o schimbat sâmpii de pe margine, le gângat. Îți deplorești la momentul actual la mulți. 450.000 la credință, o lucrează, s-o țin, te-am cumpărat material. 200.000. Băi, dacă nu vreau să nu se mai faci, dar nu trebuie, eu vreau să spun din 200.000 în malucrări, pavilioane, 160.000, asta e toți banii de anul trecut. 400.000 de lei s-au luat de la 400.000 de lei s-au luat. 450.000 am cumpărat procurată material. Eu vreau să spun, gândea asta de la sapă complet. Gândea asta, eu șeri, eu cred că șeri primăria bani. Voi ați venit altă cu mai mulți bani la gândi decât la costești, dar tu nu poți cumpăra bani. Păi mă, dar le spui de știți că am luat de eu îmi plătesc și eu ți-am argumentat. Bine. Nu, i-am schimbat, i-am schimbat. Păi a fost o plătiniță așa. Păi dar tot acolo și era bani, nu puteam merge, descurc, nu puteam merge la școală, copii. Și îți cam adu-te acolo. Ce îți cam adu-te, ce nu e luat tu dacă? Păi ia să-ți plătesc și cam adu-te, bine? Nu ați plătesc. Dar îți plătească fiecare, ia-ți facem poate lui. Stimați
nervozitate, noi atingem toate problemele. Sunt multe probleme dureroase în sat. Eu nu înțeleg, Vasile. S-au făcut acolo Petri, de ce te-au scoate mori? Lăsă! Vreau să-i deschid canalul, eu am îndreptat peți DJ-ului, inclusiv și el, și eu bătu și curieț acolo. Nu o să fie treaba. O să pun de lucru. O să pun de lucru. O să pun de lucru. Ce vreau să-i curieță? O să pun de lucru. O să pun de lucru. Canalizație, o să pun de lucru. Nu spune și curieță. Ce vreau să pune să se pun? De la grădința Andreea, spune-mi o să duci canalizația. Uite și puni, Vasile, puni, pe aia ce vrei. Oamenii stau la băsie de apa și sunt nevoiți, dă-i drumul, drumul, mă, ca să le-ai drumul la apă. Dar nu soi eu. La care apă să dă-i? Păi apă, curge o apă la un robinet, îmi aduce apă, nu-mi zic apă. Mie ți-am duc în canal și aduce să-ți curezi drumul. Păi apă! Nu sunt apă, nu-mi zic apă, nu-mi zic apă. Nu merg eu. Canalul trebuie disecat, altfel eu nu sunt oameni aici. Stimați colegi, eu spus simt că acolo e alt timp, alt timp acolo să fac. Nu vreau să se trivogeze cineva, nu vreau să se crește interes acolo. Pască, eu vreau să mă simt un lucru, stimați colegi, să ne ajute Domnul. Ce interes? V-ați casă acolo, nu? Să ne ajute Domnul. În urma perturbații politice, să primim finanțare pentru începutul lucrărilor sistemului de canalizare. Și stați în purificare. O să se rezolve foarte multe probleme. Vasile, eu sunt de acord cu tine și o să începem lucrarea la desecare. S-au alocat banii. O să ne concentrăm și o să ne începem. Da, bine, nu-s două mulți zile când s-au alocat și niște țărate. Eu am trebuit o isterice. S-au alocat și oameni. Nu am nici primar. Nici nu știu că tu nici m-am alătat. Nu am nici primar. Nu am nici primar. Nu am nici primar. Nu am nici primar. Nu am și cu hotărâi domnul primar, și asta zic din mătoriază de ei. Este responsabil domnul Domnul viceprimar se subordonează primarului, dar nu consiliu. Dar eu vă dați indicați. Nu faci că nu-i frumos să mă arăt. Să-ți spun să Stimați colegi, cu adevărat, când este bine, când nu plouă, toată lumea este fericită, cum plouă apa în gură la oameni la grădină acolo, ce ține de grădiniță și așa sunt mapă eu. Odată ce s-a rezervat 600 de litri pentru desecarea acestui râu, o să ne ajute ca să desecăm și noi afluentul care este betonat, care vine de la grădiniță, care se scurge în botna. În primar, acolo dumneavoastră ați vorbit că dacă nu curăță lumea, mergem cu tractorul și fermăm gardurile și curățăm râpa. Așa ați vorbit. Am găsit persoane, două persoane. Cu pământul primăriei și voi l-ați ocupat la buzie. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu sunt neată de la domnul primar, rezolvăm problema cu o singură condiție. Acolo unde oamenii m-au ocupat, au rămas nesăpat. Noi n-am săpat. Propun să găsim cu mijloace mici și desecăm pământul afluentul cel, apoi la viitor. Numai să ne rezervați niște bani și nouă. E vorba acolo, sunt două persoane care tot nu au ce face, că cu domnul ex-primar împotă de argumentul ăștia. Am băgat vecinul meu sub pod, am desfundat la negru acolo podul, cu lomul bucățică cu bucățică și până la urmă m-am nu s-o plătit deloc. Și omul spune, eu nu am eu bani sub pod, să mă îndată și să dispun ceva dacă nu se plătește. Dar ce-a spus domnul Gâncă de atunci? O spus că criză cu Mătă Tudor și da. Noi am fost acolo la fața lui. Acolo trebuie burlanul și-a dat să pare. Fost cu omul de el. Dar nu vorbim în diferitile. Am un mie de vorba, am un mie canalul Tudor, canalul Tudor. Și apă n-are să dăm să-l Mistar. Și ce e de vorba? Mergi vorba într-adevăr de canalul Mistar. Și noi am ridicat întrebare de ochi mai mult, dar domnul primar spuneți că șeță. Dacă el varsă cu lumea și el, mă spuneți cum e. Noi vorbim de canalul cel mare și am vorbit atunci, noi am început a curăță de moartea și el a spus cap și-a las 50 de metri, 600 de litri de moartea. Și spus o curăță canalul și-a las 50 de metri. De ce în Consiliul trecut, când am luat atitudine și eu m-am ridicat și am vorbit,
Eu m-am ridicat. Cine a făcut tu că te-ai vorbit? Dar eu m-am făcut, că eu m-am dus așa că te-a făcut și m-a trașit, am urcit pe spre mă, voi spune. Băi, dar ce vorbim? Dar eu nu stau întreba, ce ai făcut? Eu m-am dus și trebuie la oră. Domnul primar, eu m-am dus și trebuie la oră. Am ascupat râpa, am trecut din urmă și am certat încăscat. Din cont și asta ce mai făcut? Ce mai făcut până la urmă? Ce acum trebuie să spun? Asta nu vă zic de arăță. Ce nu vă zic de arăță? Asta nu vă zic de arăță. Eu ascult canalul și am ales de urmă, da? Adică nu am venit. Toți, toți dați mizeria acolo, nu eu. Domnul primar, eu spun, de zoaia mea, că așa pun din dealul și ala, și de la Vaslic Bilo, și de la Istar, și de la Șadă, te-ai duce în canalul și ala. Nu se duce în canalul. Păi și vrei să pui curățenie pe drumul? Care boarda? Care boarda, măi, om, să duce în canalul ăsta, măi, te-ai... Și apoi, plângând garbajivul ăsta, să duci drept în... Plângând cu unii, plângând soptul, da? Unde-ți duce ala? Și-ai duce în boarda? Am mai rămas unul care e problema cea mai principală. Hai să ne spunem cum să salta să ne iei din gât așa. Trebuie problema să șerpi în gardul și ala pus din domnul Trofira. Ca să curăți canalul, trebuie să scoate gardul și ala. Toți suntem, toți ne vor pătrăi aici, noi suntem echipa lui Plohatniuc și suntem unul peste altul. Majora face, din Moldova asta a făcut o țară neagră și noi în teme, măi. Hai să ieșim la fața locului, Comisia de Drept. Comisia Agrară, Comisia de Desecări toți și într-adevăr de spus omul și ala, să-și iei gardul, facem desecarea canalului, pe urmă la și spui gardul, dar Fiodor Vaș, Matale, spui și istorie. Matale-i dat voie și datorită Matale și-a pus gardul acolo. Am dat voie. Și i-a dat voie. Păi el ori știe, ea care mi-a stat de bortul, ori știe că e gardul acolo, voi nu prea... Păi lăsa să-mi scoate și atunci îmi trebuie, și atunci îmi trebuie. Păi numai cu vorba, dar nu primiți. Și noi facem. Dar și eu vreau să fac lucru. Dar pentru că eu când am desăcat acolo, știți cum am făcut? Și e desăcat. Fără rechime, fără ring, am desăcat și am controlat. Fii mai desăcat, e dat voie. Ei, nu fii mai desăcat. Primării au vrut de acolo și am șoiesc. Domnul Dindu, dar ce nu spui eu din mână? Dar ce locul e așa? Păi, deși eu dat voie la urma urmei, spune că nu. Din cauza că el a contribuit mai mult de 50% la frățile canalului respectiv. Hai să spunem cum este. Și acum toți vând când... Păi găsești unul care să aloce tot cât o alocație, cât curățirea. O serie, gardul e așa. Da, gardul nu-i aloci pământul, dar nu-i s-a vândut el o pământ. Eu nu-l să fac mărărie. Nu se vadă, nu se vadă, să fie frumos, e că minciosul. Dar el când trebuiește din curățat, el o scoate spre mă-l pune înapoi. Păi ce problemă? Păi să așteptă. Păi nu se puse de lucruri. Păi voi faceți măcar distanță de la limba centrală, pe la gardul, și ajunge așa. Asta e problema, trebuie să... Canalul și-al central, până la râpa, până la gata. Până la gata și s-a spus așa. S-a spus așa. Și nu ai duce de la gata. Dar el nu te-a spus. Cine n-a voie spui gata? Acolo trebuie să spui. Am fost așa. Am înțeles. Nu mai poate să înțeles. Și când îmi sfat. Ia de acolo. Ia de acolo. Ia de acolo. Ia de acolo. Și eu nu spune. Da, nu mai văd. Cum e? Da, nu mai văd. Da, nu mai văd. Da, nu mai văd. Cu viceprimarul împreună și s-a pus și de lucru. Ce subite din motorină te-a pus și acum trebuie o are oameni buni de sași. Cât îmi scoată? Când ați ajuns? Voi vreți drum, voi vreți desecare. Câte proiecturi de desecare a domnului de acolo? Proiectul de desecare e unul bot, dar câți milioane? E vorba după cum am înțeles eu, nu te poate împășa. Dați să se stăm ședința la plăgăta asta, să vedeți cum pot să duce totul fi normal. Așa e. Haideți să nu vorbim de tot ca așa. Voi ați alocat 600 de litri de motorină. Tu îți dai seama și nu câteva acolo e lor? Măi, știi cum a dat? Știi ce mii dintr-un muzicant? 8.000 dintr-o masă, 7.000 acolo ar găsit bani, dar acolo pe 20 de mii nu-ți găsesc. Dar și 2.000 de lei și mai mii. Tu, dă-l, 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 dă-l. Dar pentru lucrurile astea nu avem bani din luat, din strict pe articol. Domnul primar, dați-mi voi strict. Dar articolul se schimbă de la articol. Nu se schimbă. Stimați colegi, se schimbă de o lună pe alta. Poți să folosești un bar, dar mai înainte. Domnul primar, eu vă rog foarte mult. Eu nu înțeleg destul de bine pe colegul meu. Odată ce o să înceapă și lumea contribuie la desecare, dacă e vorba că el vrea să facă și dăm 600 litri motorină, asta să fie, să mergem la oameni, să dăm care 1000, care 500, cât o să poată lumea. Dar da, să mergem ceva de la primărie cu 1000 de jucare.
Dar poate că Vasilea și cum a spus și de la oameni ceva. Dar colegii aici strâng când e cu interesat ca el acolo. Dar aici eu v-am spus, aici e filt grupul acesta la jumătate de sat pe fel. Și aici nu e a omului contribuția, nu e o lăceală, dar e contribuția la tăi sat aproape. Tăi soaile curg acolo. Și noi spune, nu eu nu cred că spune. Eu vreau pun 1000 de lei, scrieți 1000 de lei la mine. Mai fac, dar nu-i problemă, dar da, stai, 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 eu nu mă curgeți la mine, mă la asta, curg la jumătate de sat acolo. Niște 600 de lei de motorină plus o sumă de bani, se înșeam lucrările. Vor vede oamenii acolo, tractor și am să ne reușească. Să vă spune o sumă? Da, o sumă, da. Da, simbolic, dar cât e posibil. Cât e? Hai spune suma. Tudor, știi că ne-a de încălzit, acum cum vreau. O sumă. Hai spune-ți dacă vă simt. Spune-ți înainte, și nu știu. Alocați conform articolul tare, pe articolul tare de el, acolo, 20. Asta eu propun ca, într-adevăr, ca eu să propun ceva, eu trebuie să cunosc situația. Eu n-am fost să cunosc. Dar poate trebuie să studiat, într-adevăr, situația. Văzut dacă acolo un răgat este în două zile și poate să facă lucrările astea. Și uite la domnul Bujor, eu mă trebuie cu rostul să-l aduce aici bine. Costa acolo un 10-15.000, numai 600 de litri pânători, îl deam mai aproape 10.000. Să s-a mai aducat încă 5-15.000, poate să-l aduce 15.000 să facă lucrările. Păi, eu vă spun, eu nu spun că de studiat o la zi. Poate domnul primar să adresați aici la sectoritate să fac și primar. Eu nu pot adresa pe oameni de toriu. Eu am învins acum, până la Paște, de 3 ori am acolo doze. Esul, am luat mâinii, spre exemplu, tractorul și ala. S-au scos mizerii din tăi. Și aia el acum, când stăteam în discuții cu voi, numai că vă arăt ușor cu sunat, că avem, am plătit 16.000 și acum undeva de arată și 12.000. Domn primar, mai este, văd prin sapi și o gâscă și aia. Și cu gâscă și aia se poate... Da, băie, cealaltă s-ar pătiri. Nu trebuie să vorbim. Nu, dar poate cu 10-15.000 se facă lucrarea. El e răstă, e 400 de lei ceas. El e atunci, e gori, nu pot nimic. El e răstă, 400 de lei ceas. El e răstă, transfer e 400 de lei. Doamne, mă rog, atunci știți, dar trebuie și probleme. De până și ori sunt 4.500, două zile, ca sunt 9.000. Transfer e 6.000. Dacă întrebări, băieță? Dacă o dată și propunem, pentru aceea... Mă rugăm
la 600 de motorină pe 10.000 de lei. 20.000, Dimitri, Bolea, să găsim, n-a să găsim, și nu v-ați voi, nu știu, să iei ca și zi. Pune-mi 20.000. Și ne plăcem să lucrăm 20.000 de lei. Vasile, capsir, mă ieși. Nu capsir, așa de vreți că din urmă.